Panică ieri după amiază la marginea Ploieștiului, chiar lângă rafineria Lukoil, a luat foc un depozit de deșeuri reciclabile. Cumpeturile și bidoanele conțineau și resturi de produse petroliere și erau și multe anvelope în incintă. Flăcările s-au extins cu repeziciune, iar fumul gros a văzut de la câțiva kilometri distanță. Marele pericol a fost însă faptul că lângă clădirea cuprinsă de flăcări este și un depozit de GPL. O scânteie ar fi produs un dezastru. Am fost solicitat să intervenim la stingerea unor deșeuri, practic din materiale plastice, anvelope și așa mai departe. Arde pe o suprafață de 500 de metri pătrați, depozitul este destul de mare. Important este că în apropiere avem un depozit de GPL și există un risc de propagare. Oamenii s-au speriat pentru că s-au gândit că a luat foc rafineria. Ne-am speriat că noi ne-am gândit în prima fază că este de la rafineria de la Lukoil. Noi eram în zonă pe aici, am văzut fumul acela de la depărtare, care era foarte dens. Ce să zicem, mirosea sub orice critică, mai ales când am văzut mașini de poliție, pompieri, salvări. Se vedea un fum gros de la îndepărtare, se vedea până în Mie Bravo, până în piață. Eram în casă, am auzit că trecea mașinile de poliție, de pompieri. Multe? Multe. Mult fum. Nu se vedea de la distanță chiar nimic. Fiind rafineria aproape, v-ați gândit și la... Da, puțin ne-am gândit, dar am zis, hai să vedem și noi cum e. Da, vedeam. Periculos, da, părea periculos. Am văzut multe mașini de pompieri, de poliție venind. Pompierii au intervenit cu 10 autospeciale cu apă și spumă. Incendiul a fost lichidat în aproximativ o oră și nu s-au înregistrat victime.